Bună seara! Sunt foarte emoționat, nu m-am aflat niciodată în această poziție. Toți antevorbitorii mei știu că cel mai greu este să vorbești mai la urmă, pentru că tot ce s-a spus frumos despre Cătălin s-a spus la început și pe tot parcursul acestei întâlniri. Eu vreau în schimb să vă fac o confesiune, poate nu știați. Cătălin, nu știu cum l-ați cunoscut, eu l-am cunoscut acum 4 ani, când a fost condamnat să execute o pedeapsă privativă de libertate pe viață. Din această pedeapsă, pe care cred că doar Dumnezeu i-a stabilit-o, a executat decât 4 ani. Ne-am cunoscut printr-un prieten comun, Dumitru Viorel, care se află cu mine la acea masă, și cred că nimic nu este întâmplător. Eu nu mă pricep la cuvintele frumoase pe care dumneavoastră poate că sunteți pregătiți să le rostiți în aceste comunități. În schimb, am lucrat cu oameni și cu organizațiile dumneavoastră pentru că m-au sprijinit în activitatea mea. Când am primit această invitație să vin alături de prietenul meu, Cătălin, am răspuns cu plăcere și am venit alături de o echipă tânără cu care de peste 20 de ani stăm într-un loc foarte întunecos numită închisoare de maximă siguranță. Un loc în care este foarte mult întuneric, atât în mintea cât și în sufletul oamenilor. Și mi-amintesc că am plecat și mă uit la motoul ăsta, fi lumină, care m-a inspirat să spun ceva la sfârșit. Am plecat ca niște licurici și alături de noi au mai venit câțiva oameni care fac voluntariat. Și o văd aici pe Simona, nu știam că este prezentă, care este psiholog și este voluntar alături de noi și ne chinuim să faci ceva cu oamenii ăștia care rătăcesc pe cărele vieții. Este și Alin Pădurean, care are un proiect frumos cu noi și ne ajută foarte mult. Este Alina, care este directoră integrare socială, Mihaela, șefa Serviciului Educație, Cătălina, care este asistent social și ni s-a alăturat acestei echipe acum 4 ani, tot în calitate de voluntar, Cătălina, așa ne-am cunoscut. A venit în lumea asta închisă în spatele unui zid unde rătăcesc suflete pierdute și într-o scurtă discuție ne-am zis că aici e locul unde trebuie să facem lumină și m-a inspirat acest motto al lui. Și încercăm de câțiva ani de zile să facem lumină. Deocamdată suntem un felinar. Multe comunități ale dumneavoastră vin alături de noi, avem protocoale de colaborare cu multe fundații, asociații creștine care ne sprijină, să aducem pe drumul bun pe acești oameni pierduți și este singura ocazie sau prima ocazie prin care eu vreau să vă mulțumesc tuturor pentru lucrurile bune pe care le faceți pentru oamenii de închisori. Revenind la proiectul lui Cătălin, noi am activat foarte mult latura producent social și am reușit niște minuni la care chiar eu nu mă așteptam după 20 de ani de zile și nimeni nu visa ca împreună cu Cătălin să avem ocazia să scoatem condamnați pe viață din închisori, din spatele zidurilor, să mergem în căsuțe de copii abandonați de părinți, să le împodobim camerele, să le pictăm pereții cu condamnați pe viață care au diferite talente descoperite de Mihaela care astă seară alături de mine. Să mergem prin parc cu oameni care statul român a zis că sunt foarte periculoși și au fost urmărit internațional și aduse din cine știe ce țări îndepărtate. Și prin latura asta socială care am dezvoltat-o cu partenerii noștri, am reușit să convingem autoritățile că fiecare om, indiferent de greșeală, merită o șansă. Și am mers alături de Cătălin prin parc, cu condamnați pe viață și cu copiilor, am mers la teatru, am mers la muzeu. Și în calitate de tineri, am vrut să dăm o față umană acestor locuri în care societatea a trimit oameni. Vrem să ne extindem această colaborare, sunt convins că televiziunea modelează caractere, formează tineri, mă bucur că ai luat această decizie, a avut această inspirație. Nu știu câți dintre dumneavoastră știu cum arată o zi sau o viață în penitenciar. Cătălin a reușit să vadă asta, să învețe asta. Și principalul mijloc de evadare de acolo este televiziunea. Tocmai de aceea mă bucur că a avut inspirația, pentru că oamenii pe care noi îi avem în grijă se uită foarte mult la televizor și e foarte important ce se transmite prin televiziune, cum educăm acești oameni. N-aș vrea să țin acest discurs foarte mult, vă urez poftă bună și o să mă alătur dumneavoastră. Îți mulțumesc, Cătălin, pentru că faci parte din prietenii mei. Am puțin prieteni, cunosc multă lume. El este prietenul meu și mulțumesc că m-a ales să fiu prietenul lui.